Salutare luptătorilor și bine v-am regăsit la un nou video. În acest video mi-am propus să vorbim puțin despre noutățile din Axie Infinity, cât și despre alte jocuri în NFT-uri pe care eu mă joc sau doresc să mă joc. Dar până intrăm în aceste subiecte, aș vrea să te rog să mă urmărești pe Twitter, în special dacă ești pasionat de lumea cripto, cât și de NFT-uri sau jocurile din NFT-uri. Totodată, la terminarea acestui video îți recomand să urmărești acest podcast care l-am făcut cu CryptoAce, deoarece poți să afli foarte, foarte multe detalii importante despre cum ar trebui să investești și la ce aspecte ar trebui să fii atent. După ce ai acumulat toate aceste informații din acest podcast. La un moment dat poți să participi și la concursul pe care l-am lansat cu acest podcast și anume un concurs în care poți să câștigi 0,2 gold. Înainte să trecem mai departe, dragi prieteni, mai vreau să fac o singură precizare și anume, nu sunt un consultant financiar și nu pot să-ți spun în ce să-ți investești bani. Deci, tot ceea ce o să vezi pe acest canal de YouTube este strict ce fac eu cu timpul și cu banii mei. Dacă te ajută, mă bucur foarte mult, dacă nu, mă bucur la fel de mult. Iar acum că am clarificat aceste lucruri, cred că ar fi util să dăm drumul la treabă și să intrăm în video. Prieteni, acum câteva zile s-a terminat sezonul 20, pentru mine personal nu a fost un sezon excepțional, am terminat de unde am început, adică am terminat la aproximativ același punctaj cu care l-am început și anume 1215. Lasă-mi te rog în secțiunea de comentarii pe ce poziție ai terminat tu și ce punctaj ai avut tu și totodată dacă te joci Axie Infinity și până în acest moment nu mi-ai dat ad friend, aștept cu nerăbdare să îmi dai at friend, iar atunci când timpul ne permite amândurora să facem un meci împreună. Mai mult de atât, dragi prieteni, legate de aceste meciuri, în viitor vreau să fac niște videoclipuri în care mă joc cu voi și așa pot să explic unde greșesc eu sau unde greșiți voi ca să putem să învățăm mai multe despre acest joc împreună. Ideea acestui canal de YouTube, dragilor, este să învățăm mai multe despre acest joc, dar nu numai, cât și de alte jocuri care o să vină în viitor împreună. Sunt conștient de faptul că singur este extrem de greu și consider că împreună putem crea o comunitate și putem să ne dezvoltăm mult, mult mai rapid și mai bine. O să revenim în joc când ne apropiem de finalul acestui video, deoarece mi-am propus astăzi să facem și 1-2 meciuri în arena între sezoane. Acum, dragi prieteni, aș vrea să vă vorbesc puțin despre Axi Infinity. În primul rând, dacă nu ai văzut noutățile din Axi Infinity, îți recomand să citești aceste noutăți. Sincer să fiu cu voi, acest ultim articol pe care cei de la Axi Infinity l-au postat, nu am apucat să-l citesc, dar în schimb am fost foarte atent la aceste cărți. Aceste cărți care sunt cărți noi, dragi prieteni, sunt cărțile dintr-o categorie nouă și anume ureche. Până în acest moment am avut doar 4 categorii, în acest moment o să avem 6 categorii. Aceste 6 categorii o să înceapă cu lansarea Axi Infinity Infinity despre care am să vorbesc în momentele următoare. Vă recomand să fiți foarte atenți la aceste cărți, dragi prieteni, și să încercați să le înțelegeți cât mai bine posibil, ca atunci când jocul o să fie lansat să aveți cunoștințe și să știți în mare parte cam ce aveți de făcut. Sunt conștient de faptul că în acest moment nu puteți să înțelege 100% cum aceste cărți o să fie folosite și cum este cel mai bine să le folosești. Din acest motiv personal încă nu fac un video în care vă prezint aceste cărți pentru că până în acest moment nu știm exact cum se vor folosi 100% aceste cărți. Totodată mai așteptăm încă o categorie de cărți să fie lansate și anume cărțile de ochi. Deci până în acest moment pentru Axie Infinity Origin avem 5 categorii de cărți pe care cei de la Axie Infinity ni le arată, mai urmează o categorie. După ce o să ne prezinte și ultima categorie de cărți, cred că în mai puțin de 2-3 săptămâni, maxim o lună, o să fie lansat. Axi Infinity Origin. Deși am auzit foarte multe voci care spun că s-ar putea să înceapă sezonul 21 și doar la finalul sezonului 21 o să intre în vigoare Axi Infinity Origin, personal am înțeles complet diferit acest lucru și personal am înțeles faptul că la terminarea sezonului 20 undeva la sfârșitul lunii acestuia sau la începutul lunii viitoare Axi Infinity Origin o să fie lansat. Totul este la îndemâna celor de la Axie Infinity și o să vedem în perioada următoare exact ceea ce se va întâmpla. Totodată, dragi prieteni, atunci când Axie Infinity Origin o să fie lansat, o să se înceapă de la sezonul 1 și o să fie Axie Infinity Origin, sezon 1, 2, 3, 4 și așa mai departe. Deci cam acestea sunt informațiile pe care am vrut să vi le spun despre Axie Infinity, sunt mult mai multe informații, dragi prieteni, dar până în acest moment sunt doar speculații, pentru că nimeni nu știe cu certitudine ce se va întâmpla și cum va fi, din acest motiv nu vreau să, să vă spun niște lucruri care până în acest moment nu sunt 100% clare și exacte, dar toate informațiile pe care doriți să le aflați legate de Axie Infinity le găsiți fie pe acest mic forum din Ax Infinity, fie pe Twitter-ul celor de la Ax Infinity sau dacă mă urmărești pe mine pe Twitter, de asemenea, șeruiesc foarte multe informații noi despre Ax Infinity și atunci când aflu ceva nou legat de Ax Infinity, normal că am să șeruiesc aceste informații pe pagina mea de Twitter, Valeriu Ro, unde vă aștept pe toți în număr cât mai mare să mă urmăriți. Ok, prieteni, acestea sunt informațiile despre Axie Infinity pe care am vrut să le împărtășesc cu voi. Acum aș vrea să vă vorbesc despre un alt joc pe care îl joc în acest moment în NFT-uri. De fapt, acest joc momentan încă nu este în NFT-uri și nu este în modelul de Play to Earn, dar va fi în perioada următoare am ales să împărtășesc cu voi aceste jocuri pentru că în ultima perioadă am început să primesc tot mai multe mesaje de la voi prin care să vă spun și ce alte jocuri mă joc sau ce părere am despre anumite jocuri. Sincer, nu studiez alte jocuri decât Axi Infinity. Axi Infinity îmi ocupă cea mai mare parte a zilei și bineînțeles că atunci când am timp, dragi prieteni, mă joc și UAM. Probabil ați auzit cu toții despre aceste joculețe pe care cei de la UAM le-au creat. Oam, de ce, este, de ce este important în acest moment să intrăm și să ne jucăm Oam? Pentru că este foarte, foarte simplu. Dați-mi voi să-mi iau telefonul și să vă arăt exact despre ce este vorba. Odată ce m-am conectat în Oam, dragi prieteni, cum bine vedeți în partea de sus, am 8300 de puncte de experiență. Ei bine, din câte am înțeles eu, această experiență pe data de 15 aprilie când OAM va face tranziția către blockchain se vor transforma într-o anumită criptomonedă. Probabil să fie OAM, probabil să fie o altă criptomonedă. Sincer, nu am înțeles acest lucru, dar dacă voi știți mai multe informații despre acest lucru, vă rog să-mi lăsați în secțiunea de comentarii exact dacă o să primim OAM în loc de această experiență sau o să primim o altă monedă creată de cei de la OAM îmi plac joculețele pe care cei de la OAM le-au creat și atunci când am timp sau mă simt puțin stresat sau obosit pur și simplu îmi place să mă joc câteva minute aceste jocuri pentru că mă ajută să mă Relaxez. Cum bine vedeți, avem foarte multe jocuri. Personal, cred că cei de la OAM fac o treabă excepțional de bună. Dacă doriți, dragi prieteni, să aflați mai multe despre acest proiect, o să găsiți pe YouTube foarte, foarte multe informații. Nu am să intru toate informațiile tehnice în acest moment, pentru că deja au fost prezentate de alți oameni de pe YouTube într-un mod extrem, extrem de bine și nu cred că ar avea rost să vă mai prezint și eu încă o dată acest lucru. Dar da, vă recomand acest joc pentru a reuși să faceți niște bani în plus. Ok, prieteni, cam așa au fost și informațiile despre A Apropo, despre OAM, dacă doriți să achiziționați moneda OAM, fie o puteți cumpăra de pe Binance, fie o puteți cumpăra de pe maiar Exchange. Dacă în acest moment ai, de exemplu, USDC sau pur și simplu ai niște e-gold, alegi e iar ulterior transformi acel eagle în WAM dacă bineînțeles dorești acest lucru. Deci dacă te întrebi ce poți să faci cu acest oam, cum bine vezi în acest moment îl găsești atât pe Binance cât și pe platforma celor de la Elron, în special pe Maiar Exchange. Ok, prieteni, iar acum aș vrea să vă prezint ultimul proiect în care mi-aș dori să intru și bineînțeles că am să particip la această loterie, Itium. Am să particip la această loterie pentru că îmi place proiectul și îmi place ceea ce ei o să facă, dar în timp ce citeam uh, Roma Pulor am găsit un lucru extrem de îmbucurător pentru mine și anume vedem că în partea a doua acestui an ei vor să lanseze gaming și metaverse și bineînțeles poți să te joci, să ai schoolers, să ai NFTs și toate acestea să aibă o utilitate. Atunci când am văzut aceste lucruri, m-am decis 200% să intru în acest proiect și, bineînțeles, să particip la această loterie. Sunt tare curios dacă o să particip și tu la această loterie, deci lasă-mi secțiunea de comentarii dacă ai participat și, bineînțeles, dacă ai câștigat sau dacă urmează să câștigi. Totodată pe Twitter-ul meu am și pus această întrebare, particip la loteria. Itium se pare că până în acest moment doar o persoană mi-a răspuns și răspunsul este nu. De ce este important să participi la această loterie? Haideți să zicem că poți să-ți mulțești banii într-un mod foarte, foarte inteligent. Mai exact, trebuie să deții 200 de dolari și să cumperi un tichet la această loterie. Dacă câștigi, o să primești 5000 de itium. Dacă nu, o să primești e-gold-ul înapoi. Deci, din punctul meu de vedere, merită să faci Merite să participi la această loterie și dacă luăm ca model ride, dacă ai fi câștigat la loteria la ride un bilet, ai fi câștigat 5.000 de ride, deci asta ar însemna că în momentul de față acei 5.000 de ride ar valora peste 5.000 de lire sterline, în sensul în care tu ai cumpărat acel bilet cu 200 de dolari. Deci este un return extrem, extrem de interesant. Dar aceasta este o altă conversație și despre acest lucru probabil o să discutăm într-un alt video. Ei bine, dragi prieteni, cam acestea au fost informațiile pe care am vrut să le împărtășesc astăzi cu voi și înainte să închei acest video aș dori să facem 1-2 meciuri online. Ei bine, dragi prieteni, acum că am intrat în joc, haideți foarte rapid să schimbăm și echipa. Probabil am să joc cu această echipă o echipă foarte interesantă, formată dintr-o plantă, reptilă și bestie. O plantă cu iam, care nu produce damage, dar are capacitatea să o foarte puternic. O reptilă care îmi dă o protecție foarte, foarte interesantă. Și în ultimul rând, această bestie care are capacitatea să distrugă aproape orice axi îi stă în cale. Ok, pentru această partidă nu am să folosesc nicio carte. Haideți foarte rapid ne uităm și la oponentul meu. O reptilă clasică, o agua clasică și o plantă clasică. Nu mă spere deloc acest lucru. Și pentru această două runde am să folosesc doar aceste cărți. Pentru a-mi genera puțin energie și în caz că el decide să mă atace să fie puțin otrăvit. Deci... Se pare ca ales să folosească doar o carte, o carte care lui i-a generat energie. Ei bine, în acest moment am să mă duc foarte puternic cu toate cărțile de pe bestie și am să încerc să-i distrug această plantă, dar pentru a mă asigura că fac acest lucru, dragi prieteni, am să folosesc și această carte. Probabil te întrebi în acest moment de ce Alex să folosesc această carte, păi este foarte simplu, îmi generează o energie dacă o să atac un axi mai rapid ca mine. Sper că cu aceste cărți de pe bestie să-i distrug această plantă, iar cu această carte să-i atac această agua și să-mi genereze o energie. Dar în caz că el va folosi foarte mult shield pe această plantă, această carte să poată să-i distrugă planta oponentului meu. Totodată am să folosesc și carătul pe plantă pentru a reuși să mi-o țin în viață. Exact cum spuneam, am folosit foarte mult și dar această carte a adus damage de care am avut nevoie pentru a-i distruge oponentului meu acea plantă. În acest moment toată treaba este puțin mai simplă și da, personal cred că am prima șansă să câștig acest. Haideți să vedem ce se va întâmpla până la final, deoarece acest joc este Axie Infinity, dragi prieteni, și în Axie Infinity niciodată să nu spui niciodată. Ok, se pare că a reușit și el să-mi distrugă planta, dar pentru acest lucru a folosit foarte multă energie. Mă aștept de asemenea să dețină încă foarte multă energie. Din acest motiv am să folosesc aceste patru cărți. Da, am să folosesc toate aceste cărți și sunt oarecum sigur că am să distrug foarte simplu această agua. Poate chiar am să am șansa să îi produc un puțin de și reptilei. O, oh, da! Deci, cum bine vedeți, aceste patru cărți, dragi prieteni, sunt extrem de importante pentru că m-au ajutat să îi produc foarte mult damage acelei agua și n am mai fost nevoit să folosesc toate aceste cărți pe acea agua, deoarece cu o singură carte de pe bestie am reușit să o distrug, iar cu toate cele patru cărți am reușit să-i produc damage acestei ultime reptile. Ei bine, pentru această tură nu am să folosesc nicio carte, iar ulterior, dragi prieteni, am să mă duc foarte puternic cu această bestie. În acest moment nu mai prea contează ce face reptila, deși da, aș putea încă să o țin în viață, dar personal nu cred că are niciun sens să, să mai pierdem timpul, din acest motiv am să joc așa și cred că oponentul meu este distrus în acest moment, dragi prieteni, și cum bine vedeți, da, am reușit să câștigăm și acest match demonstrativ. Ei bine, dragilor, acesta este finalul acestui video. Sper din suflet că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut acest video și credeți că vă ajută aceste informații, nu ezitați să apăsați butonul like cât să vă abonați și acestui canal de YouTube. Nu uita la finalul acestui video să te duci să urmărești podcastul cu Crypto Ace și bineînțeles să participi la tombola pentru 0,2 Eagle. Dragi prieteni, până data viitoare vă doresc toate cele bune!